Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Începem prima lecție din tematica principii sfinte sau sintagmele dreptății. În Noul Testament, în mod special, chiar dacă unele sunt luate ca origine din Vechiul Testament, sunt câteva expresii înțelepte, concentrate, care stau în Scriptură ca niște sfaturi practice pentru noi. De exemplu, prima lecție poartă titlul expresiei biruiește răul prin bine. Alternanța și lupta dintre bine și rău provin de la consumul protopărinților noștri, Adam și Eva, din pomul cunoștinței binelui și a răului. Așa s-a numit pomul acela. Și de atunci, binele și răul coexistă. Alte religii consideră că originea binelui și a răului este din veșnicie și ele trebuie să fie într-un echilibru. Noi știm că răul este temporar și doar binele este veșnic. De aceea vrem să ne și luptăm, să fim biruitori ai răului prin bine. Iată ce este scris în Cartea Genesa, capitolul 2, în versetele 9 și 17, despre pomul acesta. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pom, plăcuți la vedere și bun la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. 17. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Iar din capitolul 3, în jurul acestui pom, este prezentat șarpele care i-a abordat în mod repetat pe Eva și chiar pe Adam, până când, în ordinea aceasta, i-a provocat să mănânce. De atunci, toți oamenii sunt supuși acestei lupte. Omul trăiește sub această dublă provocare. Noi suntem provocați la rău prin diavolul și efectele răului și suntem provocați la bine de Dumnezeu și toți cei care vor binele și se luptă pentru el. Binele și rău au efecte imediate, dar și efecte veșnice. Iată ce i-a zis în capitolul 4, versetul 7, Dumnezeului Cain. Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Și aici, la porțile veșniciei. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Dar nu este ușor să faci binele, stăpânind răul, ținându-l sub control și rezistând în fața presiunii lui. Măcar că oamenii știu efectele binelui și a răului, totuși nu este ușoară lupta aceasta. Am văzut din întâmplare ce scrie pe unele pachete de țigări. Nu se mulțumesc cei care, să admitem că vor binele, care au reușit ca pe diferite panouri unde sunt reclame pentru țigări, să scrie că tutunul dăunează grav sănătății. Au scris și pe pachete, cine fumează moare, fumatul dăunează și lor din jur. Și oamenii nu se pot lăsa de fumat. Deși le consumă sănătatea, le consumă banii, dar provocarea răului este aproape irezistibilă în unii. Dumnezeu a spus întregului Israel în capitolul 30 al cărții de Deuteronom ce se întâmplă dacă omul face bine sau respectiv rău. Versetele 15 și 19. Iată, îți pun azi înainte viața și binele. Iată ce combinație frumoasă, viața și binele. Și în partea stângă, moartea și răul. 19. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Binele prin binecuvântare păstrează și aduce viața, răul prin blestem aduce moarte. Haideți să
observăm mai îndeaproape în Scripturi și să privim sincer în realitatea noastră și a vieții oamenilor în general, ce se întâmplă de oamenii fac răul până acolo încât spune cartea Eclesiastul că păcătosul face răul și stăruiește de 100 de ori în el? Și cum putem să biruim răul prin bine? Asistăm la ceea ce am numit înfrângerea păcătosului. Omul este doborât de rău. Și spune înțeleptul în Proverbe 24:20 astfel: căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. De aceea trebuie să ne punem problema foarte serios. Oamenii răi n-au viitor. Pentru ei nu este rezervată lumina. Sunt unii oameni care fac răul din plăcere, pentru că au ajuns extrem de răi și s-au lăsat în brațele răului. Iată ce scrie în Isaia capitolul 5, versetul 20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Oameni care au inversat valorile, care în mod fățiș proclamă răul în locul binelui. Vremea lui Isaia a fost o vreme în care poporul lui Dumnezeu comitea fapte de genul acesta. Întoarceți și la cartea Mica, capitolul 3, și amintiți-vă că acești doi oameni au fost contemporani. Citeți de la versetul 1. Am zis, ascultați căpetenii ale lui Iacob și mai mare case lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptate. Și totuși voi urâți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. Și vorbind în mod simbolic, continuă, după ce au mâncat carnea poporului meu, după ce îi jupoaie pielea și sfărâmă oasele, îl fac bucăți și ceea ce se fierbe într-o oală ca și carnea dintr-un cazan. Apoi strigă către Domnul, dar el nu le răspunde, ci își ascunde fața de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele. Iată că deși trăiau în această ipostază demonică, pretindeau că ar fi corect ca Dumnezeu să-i asculte. Aici este paradoxul: să faci răul și să apelezi la cel care este binele să colaboreze cu tine. Hai să admitem că nu avem în biserică astfel de oameni, să credem că sunt mai rari. Dar există o masă de oameni mai numeroasă care, cel puțin afirmă, și uneori este adevărat, vor să facă binele, dar din nefericire fac răul. Iată ce scrie Pavel în Roman capitolul 7, prezentând lupta aceasta care este atât de acerbă în om, de la versetul 18. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dă o explicație în versetele următoare. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Deci, în primul rând, oamenii fac rău pentru că este natura coruptă. Pentru că noi suntem născuți din sămânța lui Adam și Eva, care s-au hrănit din pomul cunoștinței binelui și răului. Și asta este structura noastră carnală, pământească. Totuși, asta nu înseamnă că trebuie să fim pasivi și să considerăm că este o situație ireductibilă, să privim cu fatalism la această realitate, nici pe departe. Chiar de aceea zice Pavel că în minte a primit o altă lege care îi sugerează binele. Și vom vedea că există posibilități și noi chiar știm
Poate n-avem izbândă întotdeauna. Că răul poate fi biruit prin bine. Eu cred că pentru acești oameni, în general, se face răul din obișnuință, că s-au obișnuit. Când cineva i-a provocat, să răspundă cu aceeași provocare. Sau îl fac la supărare. Cei din urmă nu fac răul cu regularitate. Doar atunci când sunt ispitiți mai tare. Să citim din cartea lui Ieremia, pentru că aici avem câteva explicații. 4:22. Căci poporul meu este nebun, nu mă cunoaște, sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere. Sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele. Deci, și-au pierdut lumina interioară a minții și s-au statornicit în a umbla rău. Iar în aceeași carte, în capitolul 13, versetul 23, este scris despre obișnuința de a face răul. Poate un etiopian să-și schimbe pielea? Sau un pardur să schimbe petele? Că unii nu sunt negri peste tot sau cu aceeași culoare închisă. Au parcă și domenii mai albe, mai gri, deschise. Tot așa ați putea voi să faceți binele voi, care sunteți deprinși să faceți răul. Și mai adaug din Psalmul 37, versetul 8, aspectul supărării, al mâniei și aceste momente în viața unora sunt frecvente. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea este un drum cu sens unic, duce numai la rău. Doamne, păzește-ne! De fapt, ce se întâmplă când oamenii fac răul? Chiar atât este de slabă natura aceasta care o dobândim noi în mod genetic de la protopărinții noștri? Scriptura ne spune că pe lângă originea noastră, în univers mai există o forță a răului. Și din Scriptură înțelegem că cei ce fac răul sunt posedați sau cel puțin influențați de un duh rău. Și în contrast cu aceasta, vă voi citi imediat, binele poate fi provocat doar de influența unui duh bun. Iată ce scrie în 1 Samuel, capitolul 16, versetul 14, despre acel împărat foarte ales și la propriu și la figurat în Israel. Versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău. Și de îndată ce duhul bun s-a retras și a venit peste el duhul rău, el a început să facă răul într-un mod din ce în ce mai demonic. Să nu vă necăjească finalul versetului, un duh rău care venea de la Domnul. Un duh rău îngăduit de Dumnezeu, datorită neascultării, că neascultarea e tot atât de vinovată ca și închinarea la idol. Deci neascultarea lui Saul a fost echivalentă cu refuzul de a mai sta sub autoritatea lui Dumnezeu și de să fie singur la Satana. El s-a deschis pentru Satan. Dar pentru noi fie ce scrie în Psalmul 143, cândva mi-am ales acest verset și îl repetam în mod regulat înaintea Domnului. 143:10. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu.
Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Amin. Un Duh bun te susține să faci binele. Și pentru ca oamenii să fie păcăliți, diavolul creează de regulă impresia și starea de fapt că altul a făcut răul întâi și tu ești legitim în apărare și poți să răspunzi cu rău. În Cartea Judecător, capitolul 15, versetul 3, Samson, susținându-se de ceea ce era legea talionului, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, dar nu uitați, Dumnezeu când a prescris aceste reguli de a pedepsi răul cu rău, el a avut în vedere doar realitatea de moment, pentru ca judecătorii să folosească și metoda aceasta în a stopa răul, pentru ca omul să-i vadă efectele și să guste exact starea de durere pe care celălalt o avea prin provocarea lui. Samson le-a zis, de data aceasta nu voi fi vinovat față de filisteni dacă le voi face rău. Mi-au făcut rău? Le fac rău. Dar în Noul Testament, regula aceasta este suspendată. Și în Vechiul Testament era recomandată oamenilor și David a funcționat după ea. Dar, repet, judecătorii aveau dreptul să pedepsească răul cu rău. Ceea ce va face și Dumnezeu la judecată în final, când se va epuiza vremea mântuirii și îndurarea sa. De aceea, notăm din Noul Testament, din Luca 6:33, să observăm distinția dintre principiile credincioșilor și principiile celor de afară. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Chit pe chit. Unul la unul, cum se spune. Și păcătoșii fac așa. Sfinții nu fac așa. Uite, chiar asta vreau să învățăm acum. Cum să facem? Să nu facem așa. Și vă sugerez din Scripturi câteva metode de înfrângerea răului. În mod special de a înfrânge răul care ți se face prin bine. Sau chiar de a avea tu inițiativa binelui. Independent dacă ți se va răsplăti sau nu cu aceeași încărcătură de bine. În primul rând, acceptă educația, învață binele, umple-ți inima de bunătate. Trebuie să învățăm să facem bine. Sunt oameni în anumite domenii, sau cum sunt teroriștii, de exemplu, kamikaze, ei fac răul cu riscul major de a le se întâmpla și lor rău. Dar știți că ei sunt învățați să facă așa? Și sunt oameni care se trudesc, pe unii se învețe să facă rău. Și noi trebuie să ne trudim și lucrul acesta să ne sune în mod repetat în minte cum să facem binele. Iată ce scrie în Psalmul 1, versetul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dacă stai în preajma unora care îți dau idei rele, să știi că vei fi foarte slab și vei ajunge să faci răul. Atâți copii, și în mod special tineri, care sunt în perioada de învățare, au fost surprinși comițând crime sau făcând alte murdării pentru că le-au văzut sau au citit despre ele. Și oamenilor le vine să facă așa cum au auzit. Nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Nu ia parte la ore care te provoacă la rău, ci dimpotrivă, Isaia capitolul 1, versetul 17. Și dacă cunoașteți contextul, acest verset este dat unor oameni pe care Biblia îi consideră bolnavi din creșteți și până în talpe. Pot fi restructurați. Cum se spune că tot învățul și are dezvățul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea.
Ocrotiți pe cei l-a suprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Nu există altă variantă decât să ne interesăm, chiar să-ți bați capul uneori, sau dacă nu, să întrebe cineva. Cum spune Scriptura, să faci cuiva bine și să aduni cărbuni pe capul lui. Poate trebuie să îi cauți cărbuni într-o mină și să îi scavezi de acolo și să îi pregătești. Și adaug din profetul Amos, capitolul 5, versetele 14 și 15, ca un sfat în aceeași direcție. Căutați binele și nu răul, ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi. Urâți răul și iubiți binele, faceți să domnească dreptatea la poarta cetății și poate că Domnul Dumnezeul oștirilor va avea milă de rămășițele lui Iosif. Doamne, ajută-ne! Prin învățarea binelui, acea informație care vine la nivelul minții și despre care Pavel a spus că ar vrea să facă așa, trebuie apoi să dobândim o nouă natură. Când noi facem rău, că ne este originea în Adam și trebuie prin Duhul să ne legăm de originea prin Hristos și astfel să devii tu un pom al binelui în care nu mai sunt fructele răului. Iată ce este scris în Noul Testament în Matei capitolul 7, versetul 17. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Și acum, iată o altă explicație care întărește acest adevăr. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Deci e vorba de natură. Și dacă ți este schimbată mai întâi rădăcina și se dezvoltă binele prin învățare în tine, vei ajunge să rodești. Și mai întâi sunt câteva floricele de bine. Va avea cuvinte, dorințe și apoi fructe, din ce în ce mai coapte, pe măsură ce sezonul și trecerea timpului îi dovedește natura. Iată o aceeași idee prezentată sub o altă comparație în Matei 12, versetul 35. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Acesta, din urmă, a fost la sfatul celor răi. S-a alimentat de acolo și el nu poate emana decât potrivit cu ceea ce a încorporat, a asimilat. Deci, trebuie să ajungem să facem binele prin natura noastră, să ne fie natural binele, să ne fie normal. Nu doar să-l facem tot din forță. Apoi, pentru că doar dincolo de poartă vom face binele fără să mai simțim nicio tendință de rău, trebuie să învățăm să rezistăm ispitei răului și să acționăm după modelul divin și după puterea lui Dumnezeu. Iată ce a zis Iov în cartea sa, și vă citesc mai întâi versetul 1 cu 1. Cum reacționa el la rău? Printre expresii scrie ultima dintre ele: se abătea de la rău. Poate îl lovea uneori în față răul. Poate îl împiedica cineva să facă binele. El evita aceste stări. Și când a venit răul, într-o măsură, fără măsură, aproape am putea spune, iată ce a zis el soției sale în capitolul 2, versetul 10. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Un om care a înțeles că te poți trezi cu un rău îngăduit de Dumnezeu, nu cu un duh rău care să vină peste tine.
și cu niște fapte rele din partea oamenilor, cu niște afectări din partea diavolului prin ispite. În situația aceasta, Iacov ne îndeamnă, și vă citesc din epistola sa, capitolul 1, versetul 12, să stăm tari, frații și surori. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, adică după ce ispita a scontat ceva rău în el și nu s-a găsit, după ce a fost găsit bun, chiar când a fost provocat, chiar când a fost scuturat pomul lui și n-au căzut numai poame bune, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Observați legătura cu ce v-am citit în Deuteronom? Binele legat de viață. Faci binele când vine ispita răului, ai cununa vieții. Și fiind aceea aproape, citim și din 1 Petru, capitolul 3, un sfat practic de a rezista ispitei răului. Când soțul sau când soția îți spune o vorbă rea, dar dacă îți faci un rău mai mare, când altcineva din jur îți face un rău, nu întoarceți rău pentru rău. Acesta este scopul acestei lecții, să învățăm să nu întoarcem rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, că și o cară e tot ceva rău. Dimpotrivă, binecuvântați, de nici măcar nu stați pasivi, faceți binele, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău. Și poate zicem noi, de ce rău i-am făcut? O, cât rău i-ai făcut din vârful limbii. Dar nu i-ai făcut rău decât atât, cât s-a întors limba prin gură. Dar în zona asta i-ai făcut rău. Să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Să se depărteze de rău. Nu sta pe gânduri și zi, să-i răspund sau să nu-i răspund? Fugi! Și să facă binele, să caute pace și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Doamne, ajută-ne! Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Nimeni să nu te oprească din facerea binelui, nici chiar atunci când îți face rău. Mă adaug și de la Ioan, a treia epistolă, versetul 11. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Și acum să ne verificăm statutul nostru de copii al lui Dumnezeu. Cine face binele este din Dumnezeu. Duhul lui bun te susține la bine. Cine face răul, n-a văzut pe Dumnezeu. Dar ca să poți face binele când ți se face rău, trebuie să te jertfești. Și spune Scriptura în Evrei 13:16 că binefacerea e o jertfă. E o jertfă orice binefacere. Dar e o jertfă desăvârșită când e o binefacere acelei persoane care ți-a făcut rău. Aici este superlativul. Iată cazul lui David, 1 Samuel 24, de la versetul 9. Și încercați să regăsiți situațiile prin care sunteți. David a zis lui Saul, de ce asculți tu vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te duse astăzi în mâinile mele în peșteră? Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. Versetul 13. Răul de la cei răi vine, zice vechea zicală, de aceea eu nu voi pune mâna pe tine. De la versetul 17. Saul a zis lui David, tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Haideți să facem efortul acesta dumnezeiesc, că Duhul lui Dumnezeu se luptă pentru asta în noi, fiți siguri. Să poată alții să recunoască, fie că pe față e suficient și să-și dea ei seama.
i-am făcut rău și nadins mi-a făcut bine. Ce-o fi cu mine, știi cu el, simplu. Spune în 1 Samuel 16 că peste David venise Duhul Domnului și peste Saul un duh rău. Și fiecare făcea potrivit cu Duhul care îl stăpânea. Să citim ceva din viața de familie și din Cartea Proverbelor, capitolul 18, versetul 22. Aici scrie despre partea feminină. Dar eu cred că în egală măsură s-ar putea vorbi și ar trebui și despre bărbați. Cine găsește o nevastă bună, dar și cine găsește un bărbat bun, găsește fericirea. Ce se întâmplă? Cum e fericirea asta? Aceeași carte, capitolul 31, versetul 12. Ea sau el îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. De asta înseamnă că celălalt te-a făcut neapărat numai bine? Să dea Dumnezeu. Dar chiar dacă ți se face rău în familie, tu fă binele. Dovedește că nu va părăsi Duhul lui Dumnezeu deodată pe amândoi. Și nu cădeți așa ca Adam și Eva, într-o singură zi. Și unul și celălalt. Să reziste măcar unul și să ridice pe celălalt. Și mâine dimineață să spună, tu mi-ai făcut binele. Adică să fie câștigat fără cuvânt, prin purtare. Și dacă el e rău, să fie nevasta bună. Dacă este rea, să fie bărbatul bun. Apoi, dacă în familie sunt mai rare asemenea situații, să admitem. În societate sunt frecvente. Oameni care să ne facă rău sunt în lume. Câtă frunză și iarbă. Și a învățat Dumnezeu pe evrei, când veți ajunge în robie. Și a prorocit Ieremia în capitolul 29 al cărții sale, versetul 7. Urmăriți binele cetății. Ei erau robi și sigur, considerându-i ca străini, nu le făceau bine acei oameni. Dar ei trebuia să urmărească binele. Și eu vă citesc acum din Galateni 6, aceeași idee. Parcă ne sunt puse niște trepte, să putem urca mai ușor. Să ajungem la stadiul acesta binecuvântat. 6 cu 9 și 10. E o trudă să te jerfești în felul acesta. Să nu obosim în facerea binelui. Și știi când obosești? Când te-a pus să faci binele și îți faci răul. Și atunci e ca și cum ți-ar da una, e parcă ți se rup mușchii. Și zici, dar nu mai am resurse. Căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți, dar mai ales fraților în credință, aici e vorba de binele în mod general, dar se încorporează și binele acela care trebuie să fie un răspuns chiar la rău. Și un ultim gând, fă binele ca pentru Dumnezeu și nu purta tu grija răului, că de rău se ocupă el. Iată ce scrie în Romani, capitolul 12, de la versetul 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, adică nu recurgeți la rău în a pedepsi răul, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânci. Dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Deci, nu te gândi la ce are el în minte, gândește-te, spunea Scriptura, la ce n-are în stomac. Nu te gândi la mâinile lui care te-au lovit, gândește-te la picioarele lui, că sunt pe o cale rea și îndreaptă-i-le pe calea cea bună. Gândește-te la sufletul lui, că ar putea fi reparat. Doamne, dă-ne încredințarea aceasta. Vă reamintesc aceste sfaturi și apoi vă dau două exemple. Trebuie să fii interesat de bine, efectiv să studiezi. Nu știi că este un șef al tău care ți-a făcut rău. Să vezi ce îi place, să vezi cu ce ar putea fi ajutat, să găsești ideea aceea cum să-i faci un bine. Ca și
acel copilaș care avea mămica în închisoare și la un anumit timp când el obișnuia să-i dea mamei sale un buchet de flori, el l-a adunat și a zis, de la cine să le duc? Și nu știu exact de unde a venit ideea, dacă prin vreun om sau direct de la Dumnezeu, le-a dus ofițerului care o arestase pe mama lui. Și le-a zis, dumneavoastră știți unde e mama? Eu obișnuiam să-i le dau ei, acum vi le dau dumneavoastră. Și veți vedea ce bine te simți după ce ai învățat binele. Mai întâi să-ți joace în minte, să-ți vină ideea binelui. Apoi să știi că trebuie să dobândești o funcțiune normală a binelui, să consideri că e natural. Nu că faci ceva peste normal, este peste normal în societate, că ei fac rău pentru rău. Să respingi spitele și să te jertfești, să faci binele. Că de rău se ocupă Dumnezeu. Noi am învățat să facem binele, răspunzând la rău de la Dumnezeu. El se ocupă de rău în final, dar toată istoria aceasta de 6.000 de ani confirmă titlul lecției noastre, biruiește răul prin bine. Cum? Dumnezeu a făcut un univers extraordinar, frumos, nu lipsea nimic. Și dintr-o dată ne l-a dat nouă, cel puțin pământul. Iar noi, sub sugestia diavolului, activându-ne cu răul, alimentându-ne cu păcatul, l-am distrus. Oamenii au distrus pământul și se trudesc ecologiștii să-l mai menține cât de cât să ne suporte. Au distrus relațiile interumane, au distrus ca filozofie imaginea despre Dumnezeu, tot au distrus. Și Dumnezeu a răspuns acestui rău prin a trimite binele în lume, să biruiască răul prin bine, prin jertfa sa mântuitoare. Iată ce scrie în Roman capitolul 5, versetele 8 și 9. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. De aceea, luați cunoștință de modelul Lui Dumnezeu. Și nu uitați niciuna din binefacerile Lui, că majoritatea ni le-a făcut parcă a doua zi după ce noi am făcut rău. Că deși oamenii stăruie în rău, Dumnezeu îi încălzește, îi luminează, le vorbește, îi cheamă la viață și la mântuire. Îi reamintea Dumnezeului Israel prin profeți. Adu-ți aminte de binefacerile Domnului, din Egipt și până aici. Fă apel la istorie, să vezi cum ți-a făcut Dumnezeu bine. Dar, repet, binele suprem este mântuirea care rectifică lumea aceasta, stricată de om, pentru că efectiv Dumnezeu a distrus răul prin bine, nu prin forță. Prin forță va anihila răul care nu se lasă biruit nici prin bine, nici prin bine. Satana nu poate fi cucerit cu bunătate, dar oamenii pot fi cuceriți. Dar răsplata, repet, e a lui Dumnezeu. Vă dau două exemple, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament, Geneza 37. Mai întâi, cazul Iosif. Este un exemplu pentru tineri și unul pentru oamenii maturi. Spune Scriptura aici, de la versetul 13. Israel a zis lui Iosif, frații tăi pascuieli la Sihem, vino, căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Și efectiv, a fost gata să meargă, a fost gata să suporte răul, nu le-a făcut niciun rău fraților săi. Nici un rău. Pentru că acele rapoarte aduse tatălui său constituiau o grijă înspre bine. Capitolul 39 ne-l prezintă pe Iosif în casa lui Potifar. Citeți versetul 6. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Dar parcă era mai fermecător pe dinăuntru, căci bunătatea este farmecul unui om. Și priviți versetul 20 de vis-a-vis.
A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițați împăratului, și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Citiți și 40 cu 15. Căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. A fost răsplătit binele cu rău acasă, între frați și în societate. Nu știu dacă a ajuns cineva de aici în postura aceasta. Dacă a ajuns, să ia modelul acesta. Cunoașteți istoria? Întorceți la capitolul 50. Bine a zis faraon, Iosif avea în el Duhul lui Dumnezeu. Avea în el un duh bun. De la versetul 15. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Nu s-au gândit ei că o să le facă mai rău, numai dacă ne plătește la fel. Și o trebuie să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte, dar nouă ne-a dat-o un tată care încă trăiește și în cer. Oare îl vom auzi? Oh, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău, iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit, s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis, suntem robii tăi. El n-a plâns după ce i s-au închinat, că atunci poate ți se mai înduioșează inima. Înainte de a se închina, a plâns. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? De rău se ocupă el. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Dar nu a doua zi dimineața, după ani de zile, că ar fi ieftin să sune cineva la telefon că îți face rău și pe când vine la tine să vină cu o plasă de bunătăți. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-a mângâiat și le-a îmbărbătat inimile. Nici o urmă de răutate, ci bunătate de plină. Doamne, ajută-ne! Și exemplu din Noul Testament, epistola către Filemon. Vă reamintesc cadrul de aici. Un sclav cu numele Onisim, prin slujba apostolului Pavel, a ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu, iar Pavel, pentru a corecta trecutul acestui om și pentru a-și păstra legătura cu stăpânul său, cu Filemon, l-a trimis înapoi și totodată i-a scris această epistolă. Citesc de la versetul 5. Pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și oamenii aud că noi ne-am pocăit, și dragostea față de toți sfinții, îl rog ca această părtășia ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. Oare s-ar putea scrie puține cărți și câteva epistole despre binele care se face între noi în Hristos, după modelul lui Dumnezeu? Continuă de la versetul 14. Dar n-am voit să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie, natural. Poate că el, adică Onisim, a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți-ai dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, da, soră, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât zic. Ce
Fericiți vor fi predicatorii și păstorii aceia care într-o situație de rău, când vor îndemna pe alții la bine, să le spun în final: eu ți-am dat numai o idee, dar știu că Dumnezeu o să o îmbogățească și tu vei face mai bine decât ți-am spus. Să încheiem reafirmând și atenționând pe toți. Fii atent să nu faci rău și tot atât de atent să poți face binele. Două atenții mari. 1 Tesaloniceni 5:15. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău și să cadă accentul pe prima expresie. Luați seama. Că uneori din neatenție l-ai făcut. Îți pare rău. Luați seama. Și partea a doua. Și căutați. Trudiți-vă. Întotdeauna. Iarăși este generalizată ideea. Să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. Că dacă știe cineva să facă bine în orice lucru, chiar, și nu-l face, săvârșește un păcat. Și tot făcând binele și tot urând răul, într-o zi, citesc din Roman 2, vom vedea că stăruința în bine ne va aduce slavă, cinste, pace și răul, chiar dacă nu-l vom mai căuta, vom observa că nu mai este. A murit din univers, a dispărut. 2:7-10. Va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă din lejire. Slavă, cinste și pace va veni peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.